Salutare prieteni, astăzi o să facem un clip cu tăierea la vița de vie. Avem o boltă pe care am curățat-o și anul trecut. Inițial, ea la rândul ei a fost necurățată cam de 2 ani de zile. A trebuit să tai în așa fel încât să facă apariția ramurilor anuale pe lemn vechi și ușor, eu zic că am reușit. Anul ăsta sperăm la o producție destul de bună. Nu cunosc soiul, sunt probabil soiuri de aici din zonă, căpșunică, sau mai mi-a zis proprietarul că are și ceva, un soi alb, strugure. Folosim farfeca electrică de la Volpi și aparatul de legat din acesta cu bandă și capse. Cam așa se prezintă jumătate din ea necurățată și cam așa se prezintă cealaltă jumătate pe care am reușit să o curăț. După cum vedeți, din tăierea de anul trecut am reușit să aducem ramuri anuale în această boltă. Vreau să vă fac un pic procedura pe care eu o folosesc. Este vorba de cum rodește via, cum pur și simplu care este rodul la vița de vie. În general, avem lemn anual, da, pe lemn de 2 sau de 3. În general, lemn anual pe ce vrei tu? Lemn anual pe lemn vechi. Asta este ideea și trebuie să o păstrăm. În general, eu merg la 2 ochi, nu mai mult. Așa arată ochii, da? Ochiul la vița de vie, 2 muguri, să folosim așa. 2, da? Avem în partea de jos 1, aici unde este umflătura, iar în partea de jos cel de-al doilea. Și în general aici avem rod de calitate. Alții merg la 3 ochi, la 4 ochi, dar eu nu vreau decât așa, la 2 ochi. Și după cum vedeți, în partea de sus cam așa s-a procedat, s-a mers. Acolo unde am avut posibilitate am legat cu cleștele. Este mult mai ușor pentru că îți ușurează munca și este un sistem destul de ușor de legat atunci când folosim cleștele pentru vie. Acesta îl putem folosi și la roșii, putem să-l folosim foarte bine și la pomii fructiferi atunci când vrem să-i palisăm, pentru că sunt destul de rezistente. Acestea pe timpul unui an de zile poate să reziste fără probleme. De exemplu, aici avem o bandă dată de anul trecut și încă este în pom. În general s-au cam menținut și acolo, s-au cam menținut benzile care s-au dat anul trecut. Anul acesta am folosit alb. Aici era una de anul trecut. Acum am folosit verde. Și în general mergem pe 2, maxim 3 bifurcații de acolo de unde se bifurcă și după aceea fiecare luată în sistem individual și acolo unde avem formațiuni de rod oprim la 2 ochi. Aici, deci ramura anuală pe lemn vechi. Asta este ideea. Ramura anuală pe lemn vechi, la fel ramura anuală pe lemn vechi. Deci așa găsim rodul la vița de vie. Să vreau să facem și o demonstrație, cu toate că
o să-mi fie mai greu de... mai greu să filmez, pentru că trebuie să mă urc pe scară. Avem aici cleștele. Și aici găsim foarfeca. Mergem pe prima treaptă de deschidere a lamei, pentru că este mult mai eficient atunci când avem tăierii subțiri de făcut și este mult mai rapidă pe această deschizătură. Dacă e să folosim, vedeți, automat deschizătura e mai mare și cumva deschiderea se face mai un pic mai greu. În rest, pe deschidere mică e mult mai rapidă. Aici găsim, vedeți, o creștere de un an, o prin la doi muguri, după aceea ramurile acestea lungi care s-au dus probabil până undeva în partea superioară, le eliminăm. Acolo unde avem uscătură eliminăm, acolo unde sunt muguri până la bază uscați, va trebui să venim razant, pentru că la bază se poate vedea că avem ramură vie și poate ne va da ceva de aici. În cazul în care avem zonă foarte mare de garnesită, de exemplu cum am avut eu aici și mai am undeva la un metru, am putea să oprim aici și de aici să reluăm un ciclu al viței de vie să ne dea mai departe creșteri. Dar găsim aici, zic eu, nu avem. Da, în cazul acesta revenim jos, pentru că sunt muguri pe care pe tot traseul acesta nu-i găsim. Așa, dacă am venit jos, e mult mai simplu să reluăm acest ciclu de legare și de creștere. Aici am făcut legătură. Mi-a căzut adineurul ăla și se deschide foarte greu cleștele. Vedeți, avem aici o joardă foarte lungă care trebuie să ne ușurăm cumva munca și să le tăiem în bucăți mai mici și atunci când vom ajunge în dreptul ei, oprim la doi muguri. Aici se poate vedea tăiere. Aici este cam aglomerată zona. Asta vine tocmai din partea aceasta. Aici. Aici. Acolo avem ramură uscată în partea din spate. Avem o creștere care trebuie eliminată. Aici nu ne duce mai mult, pentru că trebuie să aibă și unde să întindă pe
parcursul vegetației. E greu la viță de vie, mai ales să și tai și să și filmezi. De tăia nu e greu, dar e greu de filmat. Să mergem un pic pe jos, că pe sus nu prea am ce să vă arăt, nu vă puteți da seama, dar așa pe jos e altă treabă. Deci, lemn anual pe lemn vechi, aici se poate vedea lemn anual pe lemn vechi, oprim la doi ochi și uitați cât de groasă e și cât de lungă, uitați. Aici vom avea o producție bună pe o joardă care s-a dezvoltat bine. Un lemn anual bun. Aici, la doi ochi, uscătura o scoatem, ciotul de anul trecut îl scoatem. Iar aici oprim. Creștere de anul trecut. Acesta este rodul de anul trecut. Se scoate ciotul. Da? Și aici o să mergem pe lemn anual, pe lemn vechi. Da? Asta e ideea. Aici iarăși. Aici unde avem mai multe oprim. Asta e prelungirea creșterii de anul acesta. Pe cel de anul trecut îl eliminăm. Și aici vom avea rod. Deci doi ochi, nimic mai mult. Aici iarăși doi ochi. Uscat. Asta este viabil, dar nu vreau decât la doi ochi, restul tragem pentru a curăța bolta. Se pot face și așa, dar trebuie să urmărim pe tot parcursul ca și joarda principală să ne ajute, adică să fie viguroasă, să putem să oprim mai multe muguri, mai multe joarde pe care putem să le oprim la doi ochi. Aici aia o eliminăm, aici oprim rodul. Uscat, aici avem rod. Trebuie să fim foarte atenți ca vița de vie să fie verde. Nu toate sunt ok. De exemplu, asta nu mai e verde, e uscat. În rest avem jos. Așa. Dăunător la vița de vie. După curățare va trebui să intervenim cu insecticid. Eu dau ulei horticol împreună cu insecticid și ceamp, fungicid ceamp. Iar după aceea o să trebuie să venim după polenizare cu un fungicid tot ceamp sau ceva pe bază de cupru. Și eu folosesc Delampro sau dacă nu un Nisorium pentru
tot așa acarienii și alți dăunători, nisorium, delampro sau mai sunt și alții înlocuitori. Aici nu putem lăsa atât de lungă, vedeți de unde vine, și nici în partea de sus nu prea mă ajută, pentru că avem un policarbonat aici, maxim la a treia sârmă o putem opri și facem tăierea. După aceea o să o legăm cu aici în zona aceasta, de aici ne va ramifica, iar în partea de jos avem rode. O să termin și după aceea o să facem și stropire împreună. Cam asta e, prieteni, bolta pe care am reușit să o curăț astăzi. Și acum o să mergem să facem stropirea cu fungicid Champ. Un insecticid. Eu folosesc ulei horticol pentru că are și insecticid în el. Suntem la momentul stropire. Avem cântarul pornit. Cana o avem aici ca vas pentru a pune fungicidul Champ. Dăm pe 0. Fungicidul avem aici. Mergem pe 30 de grame la 10 litri, dar automat pompa mea, având cam mult, dar merge, atâta timp cât este repaus vegetativ maxim. Băgăm în pompă, după aceea o să venim cu 150 de ml de ulei. Plătim bine cana pentru că are soluție.
După aceea o să trebuiască să completăm. Stropirea se face din abundență. Cam asta este stropirea care se face la vița de vie. La fel de bine ați văzut cum fac eu tăierea la tot așa la vița de vie și vă pot asigura că veți avea un rod de calitate și bineînțeles dacă condițiile meteo vor fi favorabile și rodul va fi unul pe măsură. Eu vă salut, domnește!